nu știu cum îl numea, Ioane Ciubac, așa este cum spui tu, dar eu mă tem să citesc cuvântul așa cum e scris acolo, la noi, la ortodoxi. Și cartea aceasta a fost tradusă de Cornelescu, fiind tot un ortodox pe vremea aceea. Mă tem pentru că mâine, zice, s-ar putea ca tot să vină la voi la pocăință. Și vă rog frumos să fiți atenți în cuvântul acesta, tradus de pop ortodox. Nu-i tradus de un pop pentecostal sau baptist sau alte confesiuni. Pocăiți-vă, dar și întoarceți-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul. Ce să vină de la Domnul? Vremuri de înviorare, Domnul să vă ajute. Vremuri de înviorare primiți, nu primiți nimic. Pocăiți-vă, da, zice cuvântul lui Dumnezeu și voi nu faceți altceva decât îl împliniți. Da. Domnul să vă ajute să îl împliniți. Voi sunteți premergătorii cuvântului lui Dumnezeu, cum și noi odinioară am fost. Și am încheiat legământ cu Dumnezeu, am ascultat chemarea Lui și vom face cu toți lucrarea aceasta. Vă vom sprijini, dar nu vă bazați pe noi. Și voi, vrem să vedem în voi o schimbare, vrem să vedem în voi o transformare făcută de Duhul Sfânt. Și atunci veți mărturisi aici, în apa botezului, ceea ce a făcut Domnul pentru voi. Nu-i nicio grabă, Domnul vă va ajuta până acolo. Dar vrem să vedem fermitate și certitudine din partea voastră. Și atunci noi vom trăi momente de bucurie, ne veți face bucurie cu prezența voastră în apa botezului și Domnul să vă ajute. Noi îndemnăm pe oameni.